Îl avem astăzi pe Andrei Ostrovanu, care a venit special din Baia Mare. Cât ai venit cu avionul? Cât am făcut? O oră și 20 de minute, pentru că am venit cu avionul și a fost mult mai ușor. Și ai venit special pentru pregătirea lui Cipi. Da, da, special să-l ajut, să-l punem în formă, să-l punem în linie dreaptă și să facă un meci frumos în septembrie. Mă, eu am zis că o să-i chem cel mai bun luptător din România, uite, te-am și pe tine aici, o să vină Petrișor, deja a început să vină bine, e mai aproape în București. Ideea este că Andrei o să stea aici o săptămână și o să aibă grijă de pregătirea lui Cipi timp de câte zile? 5 zile, am zis. Vreau să-l înveți pe Cipi foarte, foarte multă tehnică, să nu mai facă el schimbări de gardă și chestii de genul. Adică să-l articulăm pe acolo unde se poate, să nu mai își facă el de cap acolo prin ring. O să zic eu când să dai mai tare, când să-l mai lăsăm puțin așa să-și facă el felul, după care intrăm ușor ușor. Când e următorul tău meci? În septembrie, pe 10 septembrie. În Azerbaidjan și abia aștept. M-a prins bine Cipi, pentru că și eu sunt în full de pregătire și o să creștem împreună. Și ai un adversar bun așa. Și e bine pentru el că o să creștem împreună. Am auzit și că o să vină și Călin Petrișor să facă sparing cu tine, mai ai și pe Andrei Leuștean. Cine vrea să-i dea follow pe pagina de Instagram al lui Andrei Ostrovanu, nu? Da. Oricum, da. Te găsești Andrei Ostrovanu, sigur. Ia avem aici și pe băieți, pe Rare și pe domnul, pe Mohan, deja nu știți. E de-al vlogului aici. Ce ai în temă să-l înveți pe Cipi? Să țină bine garda, să nu stea cu barba pe sus. Ia uite, deja știe. Să... Da, păi l-am urmărit puțin, m-am documentat. Și sunt sigur că o să corectăm toate greșelile. Nu cred, n-are multe greșeli, e foarte puternic, am văzut că e foarte hotărât, e devotat și o să iasă o treabă bună. Am văzut că ați fost amândoi la Maestru Fâșii azi dimineață. Da, am fost. V-a rupt? Sau? Ne-a rupt puțin și n-am avut norocul să-l prind pe Cipi la antrenament. Maestru ne-a ținut separați, dar în seara asta o să ne conectăm cu mânușile. Bine. Și-a mai tânără centură, ce faci? Bine, tu? Uite, bine, l-am chemat pe Andrei Ostrovanu să se bată cu Cipi. A, credeam că cu mine. A, păi tu faci jiu-jitsu. S-a apucat de striking. Păi și n-are nevoie de jiu-jitsu, cum adică? Ba da, păi da și... gen, face și cu tine. Dar el, Ostrovanu, stă mai puțin în București decât stai tu, domnul. A, bine. El stă 5 zile. Ok. Da, trebuie să se pregătesc pe striking. Oricum vine sâmbătă la tine. Da. Să-l înveți. Ce-l înveți? Kimura armbar. A, bun. Am zis secret. Bun, a venit și Cipi, vezi că până acum Ostrovanu zicea că te ia, că te prinde, te așteaptă, te astea. Hai viața mea. Nu mi-e frică, ce crezi că mi-e frică de tine? Nu mi-e frică. Nu mi-e frică, mi-am luat bucăți de la smăr, nu mai mi-e frică nici dacă de tramvaiul mine. Dar lasă-mă că nu știu, de la Petrișor, că a făcut cu Petrișor, a fost acolo. Petrișor l-a ficat, nu mai am ficat, l-a mutat de aici, l-a pus undeva pe aici, nu știu, în gardă, nu? Acum m-a lipit așa de mine. Poți dai la față cât vrei, că nu mă mai interesează aici să mă. Ai urmărit vreun meci de-a lui Andrei? Sincer. Da, cu toate. Tot ce am găsit pe net. Da? Pe de când mi le-ai dat, frate, m-am uitat la toate, ești nebun? Cum sare el de aici și așa... Lui partener de antrenament. Da, să te studie, să știe unde dă. Ia, da. Ce să dau, mă? Băi, dar nu mai ai alonge mare, ia-mi de mâna. Păi stai, trebuie să fiți amândoi acolo. Uite și tu alonge, lasă-mă că nu mai alonge de-astea îmi dai. Ce vrei să fac cu alonge de-asta? Păi da, mă, dacă dă-mi și mie o alonge vrei ca să mea. Fii vulturi, zbor cu vulturi. Bo, vezi că ai uitat că vânez altceva, nu vulturi. Păi... Altă categorie, reptilă. Da, ce? Eu nu mă bag cu un vultur, mă bag cu o reptilă. A, gen cu un șarpe. Yes. Păi da, mă, dar vulturi aici în sală, că acolo, na, tu ești prădător, gen. Păi îți dai seama. Adică le iei. Ce o să nu vezi pe Cipi astăzi? E puțin, domnul Cipi este puțin sub tratament acum, nu spunem unde. Nu ne plângem, boss, nu ne plângem. A făcut un antrenament puțin mai tare cu Maestru Fâșie și... Dar nu de la ăla e. Cum? Nu de la ăla e. Dar de la ce? S-a adunat, gen. Fii atent, Andrei și-a făcut TikTok. Oh, be careful! Dați follow toți pe TikTok acolo și pe Instagram la Andrei. Vă voi ține la cu activitatea mea. Aici, cu Cipi, când se antrenează. Cipi, ce părere ai că o să fii? Dar vină, mă, mai încoace că-ți bate soarele în ochi. Dar fă și tu ce trele să mă văd frumos în lumea. Ești frumos, dar chiar vreau să spun, mai frumos ca tine n-am văzut în sală aici. Hai zi, dar bă, mă urmărește-mă! Unde mă duc că vine soarele după mine? Zi. Cum crezi că va recurge pregătirea de... Câte zile stai aici? 5 zile? De 5 zile cu Andrei la sală. Doamne ajută să rezist. Știi că o să vină și Petrișor și Ostrovanu și Leuștean. Petrișor nu poate să vină seara asta. Nu în seara asta, dar serile viitoare. Să vină toată lumea. Toată lumea? Mă bag cu toată lumea. Te bați cu toți? Da. Îmi iau bătaie de la toți, de fapt. Uite puțin așa la el. Și el la fel ca băiatul pe care l-antrenează maestrul, e structura de omorât oameni. Te uiți așa la el și ți-l imaginezi cum sigur poate să omoare doi oameni. Cu mâinile goale. Fără să transpire. Dar nu va face. Cum? Nu.
supărat, nu, capul. Vezi că i-am zis prietenului tot cea mai tânără centură și cea mai bună din România, neagră, da? Din România. Claudiu, da. E aici? Da, unde da. E Claudiu? Uite, 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 uite pe Claudiu. Din România. I-am zis că o să faci costrofa. Nice cook, bro. Thank you, bro. You too. My i-am God. Zis că o să faci costrofa, nu s-a supărat așa, bă, dar cu mine nu face, mă. Ia fă costrofa. Ce ce vrei? Vrea să bagi la mea mea. Uite, fă cu ea. Nu vreau să mă bag, ce-i? Ba da, vrea să bagi la... De ce e ce crede, mă? Vrea să bagi la mea mea. Da? Dai seama cum ar fi? Khabib. Nu, Olivera. Nu, la nu. Primul pom să aruncă pe jos și ce? Hai, urcă de pe mine. Ce dar bă? Nu, știi ceva? Fii atent, îți iei un pom și zici, au, ce mă doare, urcă de peste mine. Știi? Și când s-a urcat peste tine, ai dat-o. Acum știi toată lumea planul și nebun. Bip, 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 bip. Ia, vină puțin mai încoace, Andrei. Ce, că e mare rău, bă. Ia. Vrei să-mi adu portofelul să mor pe el? Zi, să mor eu. Mamă. Trebuie un stepper, cred. Să dai un stepper în X. Da, dar să nu filmezi picioarele, știi? Dacă n-are alojă, să aibă înălțime. Ce diferență de înălțime ești, nema? Care? Lasă că e bine. Ia, fii atent, acum să-ți spună pe blog. Care sunt punctele slabe ale Cipi în momentul ăsta? Barba sus. Place așa. Să privească de sus. Da, 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 da. Păi stă pe portofel. Stă pe portofel, de aia, da, da, da. Nu mai scund, nu mai scund. Da. Bun, așa, deci barba sus. Barba sus. Jocul de picioare, zic eu. Are un joc de picioare și talent. Și scoate, cum îi zice, schimbă garda foarte des. Și schimbă garda foarte des, dar îl corectăm pe treaba asta, o să-l punem bine în gardă. Vezi, vezi că am vorbit cu Andrei, dacă mai schimb garda, stă pe piciorul la care schimb. Am înțeles. Adică pe care? Pe drept. Doamne ajută să fie cu sănătate și noroc la ce vrei mă să spun, urmează să-mi iau bătaie de la ele, e nebun, e campionul, mă, să mă dea numai așa, e nebun, ce vrei să fac, ce vrei să zic, zi-mi ce vrei să zic și o spun, ce vrei, ai, îmi iau bătaie. Deci în Daily Vlog-ul de astăzi o să fie mai mult pregătire tehnico-tactică-psihică, pentru că astăzi... Pregătire psihică, brav, brav, că e mare lucru să ridici pe eu să te uiți în ochii mei, e mare lucru. Pentru că astăzi vreau să-i facem introducerea mai mult lui Andrei, după care o să postăm și antrenamentele pe care le face Andrei cu Cipi și sparingurile cu Cipi, o să-și ia la picat. Te-au corupt ăștia, tiktokerii? A, da? Da, dar eu nu sunt cel mai tare. A, da, și tu ce ești? Da, dar eu sunt cel mai tare tiktoker. Mi-a făcut tiktoker, mă. A, ce bun! Că la... Tiktokeri pe trebuie. Da, cum aș eu sunt tiktoker. Și, pe așa, în jumătate de oră vin la mine. Cipi, cum buși eu TikTok-ul ăsta? Sifon. Băi, deci vedeți că am făcut da. TikTok și lui domnul Andrei și lui Andrei celălalt. Sunt foarte mulți Andrei pe aici. Să-i dați follow și... Ciprian, câți Ciprian ai văzut? Ia spune și mie, vreau să-mi știu. Ca tine niciunul, sincer. Niciunul, frate, nu mai există. Stați pe fază să vedeți cel mai bun material. Mă, dar mereu îi bagi camera, ai văzut că mereu bine? Da, da. Ia, ia, mai dă, mai dă. Mă dau și eu odată. Mai dă. Băi, deci fiți atenți, astăzi când o să plec, o să faceți toți TikTok-uri multe, că de-aia am venit la antrenament. Că este TikToker. Vrei să vede urât, lasă-mă în pace. Ce, nu vrei să faci TikTok-uri? Ba da, frate, cu el facem 100. Facem și câte, și antrenament. Câte TikTok-uri să posteze pe zi? 5. Dacă pui sub 5 pe zi... Așa a zis și Andrei că postează 5. Dacă pui sub 5 pe zi, înseamnă că nu vrei să fii de succes. Minim 3 TikTok-uri pe zi. Și tu ce faci? Păi le postez, cum le? Unde? Că ai fost în vacanță, n-ai postat nimic. Păi dar așa... Păi vacanță, boss! Păi da, mă, dar... Dar un influencer are și vacanță, ce dracu. Păi nu, un influencer nu stă. Băi, de fapt, un influencer în vacanță creează cel mai mult conținut să-l arate la oameni ce face el. Deci el nu e influencer, e bine. Nu e ca influencer. Thumbs up. Am luat vacanță, m-am sturat de camere și nu mai pot. Toată camere. O săptămână! Efectiv, toată atenția asupra mea e prea mult... Prea mult haos. Mamă, vezi că s-au luat. Ce fac, jiu-jitsu? Nu, MMA. O să bani la MMA? Da, da, da. Păi vreau și eu. Ce băgă mâși pe mine. Stai, stai aici. Băgă mâși pe mine. Ce faci? Te bagi și tu pe ei? Bun, Andrei, hai să facem outro pentru astăzi. Pentru că o să urmeze zilele următoare, sau săptămâna viitoare, nu știu cum îl postez pe ăsta, o să urmeze training camp-ul care urmează să vadă cum o să-l pregătești tu pe Cipi. Vreau să zici ceva de bine pentru oamenii care ne urmăresc. Să fiți alături de noi, vom face o treabă bună, îl vom pune pe Cipi în gardă, îl vom învăța tot ce știm din arta sportului de contact și sunt sigur că o să fac o treabă bună.